Slăviți să fie Domnul! Aș vrea să ne ridicăm să citim câteva versete. Marcu 10, 13. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mă bucur că suntem împreună și vreau să vă asigur că n-am să predic foarte lung. Am două motive. Știu că la binecuvântări de copii nu se predică mult, că dacă îndată voi să depune contestație, adunarea are pretenții de la mine să tac, nu de la el. Că și Moise era din Gosem, dacă nu plângea, nu l-auzea fata lui Faraon. Al doilea motiv. Dimineața eram în județul Arad, dincolo de Ineu. M-am pornit înspre Beclean. De la 9 la 12 am intrat într-o adunărică din județul Hunedoara, 17 frați și 24 de surori. La voi sunt mulți, Domnul vă binecuvinteze. Am mers pe ploaie până aici, ca să ajung mai devreme, mi-am întins scaunul și m-am culcat. De 3 ori am adormit, de 3 ori m-a trezit telefonul. Și acum îi spuneam fratelui, iar mi somn. Dar ne rugăm Domnul să ne treci pe toți. Amin. În actul ăsta al binecuvântării sunt frumoase și importante și cântările, și predicile, și felicitările, și urările, și ce se mai face. Dar cel mai important lucru este ca în chip nevăzut Domnul Iisus îi iei pe copilaș în brață și să-i rostească binecuvântarea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Doresc pentru micuț Moise, Domnul Iisus, în această după-amiază, să se atingă de el. Amin. Atingerea asta e valoroasă. Odată Isaia spunea: vai de mine, eu sunt om cu buze necurmate, și a venit cineva cu un cărbune, spus că atingând asta te-am curățit. O femeie era bolnavă și o spun: măi, de aș reuși cumva să mă ating de el, aș fi vindecată. S-o atins și-o fost vindecată. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. Atingerea Domnului curăță, vindică, o crotește. Așa să-l protejeze Domnul și pe micuțul Moise. Amen. Și pe toți copiii noștri. E adevărat, în cazul de față s-au născut și niște împotriviri, că așa era prorocia. Bătrânul Simeon l-a luat pe micuț în brațe și i-a spus Mariei: copilul acesta e rânduit spre ridicarea și prăbușirea multora și va fi un semn care va stârni împotrivirea. Dar nu împotrivirii de la romani sau de la filisteni, împotrivirii de la ucenici, ca și cum ar fi o împotrivire acum de la pocăiți. Și când au venit mamele cu copiii, ca Domnul să le dea binecuvântare, unii n-au vrut deranjați. Era evangelizare, erau lucruri mai importante și copiii deranjează. Și astăzi sunt unii care nu prea vor deranjați de copii. Și am observat eu că în general învățătura despre nașterea de copii strânește împotrivire. Între pocăiți n-avem treabă cu ateie. Strânește împotrivire, cam peste tot. Sunt păreri diferite, întrebări. Odată am fost chemat într-o biserică să vorbesc despre nașterea de copii. Dar s-a fost anunțat, ăsta e subiectul, și cine are întrebări să vină cu întrebări, cu bilete. Când am gătat predica, cred că în câteva minute erau 25 de întrebări deja venite, scrisă de acasă. Cum e ca asta? Și am observat că strânește împotrivire. Și învățătura despre suferință strânește împotrivire.
Domnul mergea spre Ierusalim și le spune la ucenici: Fiul omului va fi dat în mâna celor fără de lege, îl vor bate, îl vor omorâ. Petru le-a deoparte, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Învățătura despre suferință nu place oamenilor. Și nici aceea de umilință și smerire tot nu place. Și asta strănește împotrivire. Că Domnul a luat un ștergar sau un cins, un lighean, s-a dus la Petru. Petru, tu să-mi speli mie picioarele niciodată. Strănește împotrivire. Dar, repet, e importată atingerea Domnului. Amen. S-a vorbit aici de către fratele la timpul de rugăciune de responsabilitatea părinților. Aici vreau să am câteva gânduri. Părinții sunt aceia care îi educă, îi cresc, îi îndrumă într-un fel pe copii. Printre altele trebuie să le spunem un lucru, că binecuvântarea îi la Dumnezeu. Numeri 6, 27. Astfel se pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Nu neglijăm munca, nici efortul, nici studiu. Nu, nu, nu. Încurajăm lucrurile astea, ne facem partea, dar totuși trebuie să spunem la copii că sursa binecuvântării e la Dumnezeu. Că sunt familii bogate și familii sărace. Și sunt familii în care nu s-au raportat corect la Dumnezeu și vine Psalmul 127 care a fost citit. În lucrurile materiale, dacă nu zidește Domnul o casă, spuneți dumneavoastră mai departe, degeaba. Fără Dumnezeu, degeaba. În domeniul sănătății, noi studiem, la noi avem o familie în care erau 5 la medicină, cred că 1 sau 2 nu mai sunt, o terminat într-o singură casă. Noi îndemnăm, apreciem medicii, dar scrie în Isaia 46 cu 11, Fica Sionului, du-te în Galaad după leac, degeaba, nu-i vindecare. Fără Dumnezeu nu-i vindecare. Noi, repet, apreciem, învățăm, totuși, viața și vindecarea trebuie să știe toți că e la Dumnezeu. În domeniul reputației noastre, da? Vrem o familie respectabilă, să fim respectați în Beclean, eu ca familie, avem și noi o personalitate. Și odată un om a fost așa de supărat și de jignit, că a luat tovarășul lui și a spus, până dimineață nu rămâne nimic din casa lui Nabal. M-a refuzat, m-a supărat și a plecat să se răzbune. Dar a venit nevasta lui Nabal, o femeie cu minte. Și spune 1 Samuel 25 cu 31. Și când vei ajunge împărat, să nu te mustri cugetul că ai vărsat sânge degeaba. Iar apare aici expresia degeaba. Fără Dumnezeu, îi degeaba atât lupta noastră pentru reputație, pentru respect. Numai cu Dumnezeu avem asta. Și mai există un degeaba în 1 Corinteni. Fraților, 15, vă fac cunoscut Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați crezut și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba. Deci există posibilitatea unei sărăcii în familie sau, dacă vreți, degeaba, zero. În ecuația asta vieță lungă și complicată, la urmă se trage, să spui, zero. Eu n-am fost tare bun la matematică, dar când făceam fracțiile, știu că ne-a dat un exercițiu o casă, l-am făcut pe vreo 2 pagini, m-am încurcat cu multipli, cu numitori comuni și amu mi-aduc aminte, tare am fost necăjit. Și la urmă a spus profesoara, dacă ați rezolvat corect problema, rezultatul era zero. Trebuie să vă dea zero și mă gândesc, dacă știe eu de la început, punem zero din prima și mă ducem la joacă. Stai și s-o cotești 2 ceasuri și la urmă îți dă nimica. Ei, cam așa e și cu pocăința. Fără Dumnezeu, zero. Îi degeaba.
îi sărăcie. Dar poate fi și belșug. În Psalmul cât? 112, versetul 3 acolo, 2 și 3. Neamul celor neprihăniți tare, puternic, în casa lui este belșug. Și Domnul să ne dea belșug, fraților. Acum Pavel spune în 2 Corinteni 4 cu 16 că este un om de afară și un om din lăuntru. Eu când predic la binecuvântare spun, Doamne, binecuvintează și omul de afară, binecuvintează și pe cel dinăuntru. Care ar fi binecuvântările sau belșugul care ne-l dorim la omul de afară? Pâinea cea de toate zilele. Geneza 39:5. După ce Iosif a intrat în casa lui Potifar, Domnul binecuvântat toată casa lui. Levitic 26:5. Nu se va gata o pâine și va începe alta și vei avea belșug. Să-i dea Domnului Moise și la toată casa belșug de pâine. Amen. Belșug de sănătate. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Exod 23:25. Dacă vei împlini poruncile Domnului, eu voi binecuvânta pâinea și apa și voi îndepărta boala din mijlocul tău. Să-i dea lui Moise. Amen. Și la copiii dumneavoastră. Amen. Sănătate din belșug. Să-i dea o familie binecuvântată. Scrie Samuel 7:29. Binecuvintează dar casa robului tău. Să binecuvinteze cu înțelepciune. Iov 26:3. Ce belșug de înțelepciune. Dar bine să fie înțelepciune în toate lucrurile. Să avem copii înțelepți, la școală să fie cap și nu coadă. Amen. Noi avem tare mulți copii pocăiți acolo în sat și în clasa în care era fata mea, din 20 și ceva, 18 erau pocăiți. Și când se facă sărbători sau ceva, ne spunea, dacă voi participați, avem cu cine, dacă nu, nu avem cu cine. Și a noștri erau cei mai buni. Zic, noi participăm, dar cu cântările noastre, veniți! Bă, și când a venit orchestra de la noi și-a cântat, a rămas profesoara de muzică, gura cascată, de... băi, cântăreți cu atâtea instrumentele, așa frumos ca voi. Poate nu așa de frumos, voi cânta mai frumos, Domnul vă binecuvinteze. Dar acolo spune, belșug din înțelepciune. E tare bine să fie belșug din înțelepciune. Dar trebuie să revin la primul lucru. Sursa binecuvântării e la Dumnezeu. Amen. Învățăm noi copiii asta? Da. Și metode de accesare la Dumnezeu e un depozit mare de binecuvântare. Tu ca mamă și tată trebuie să te duci la ei. Care e modul de accesare? Cum intrăm noi în posesia acestor binecuvântări? Numărul 6:23-24. Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, prin rostire, prin vorbire. Măi, copiii sunt copii, pot fi obraznici, un pic neascultători, cu multă energie, cu multă adrenalină. Nu spuneți ceva de rău copiilor voștri. Ajunge un prieten al meu în America și spune, frate Octavian, am fost doi frați acasă, ne bătem toată ziua. Toată ziua ne bătem, că noi vedem cum se bat alții, ca să nu ne vadă mama, ieșim pe după casă să ne bătem. Și odată a ieșit mama în prag și a spus, să dea Dumnezeu când creșteți, unul la un capăt de pământ și altul la cealaltă, să nu vă vedeți niciodată. Și că frate Octavian, eu am fugit în America, fratele meu a fugit în Australia. Avem aproape 30 de ani de când nu ne-am văzut, de câteva ori am luat legătura și iar am pierdut-o. Oare să se împlinească ce spune mama? Da, dacă se împlinește. Eu cunosc în zona noastră o femeie în vârstă, la 60 de ani, cred că nu știu vârsta precis, era stăpânită de un duh. S-a rugat, frate, s-a postit. Și un proroc îi spune, măi, mama ei trăiește? Trăiește. Vreau să stau de vorbă cu dânsa. Și vine o bătrână de 80 de ani, spune, soră, ai spus ceva rău de fata asta? Zic, măi, frate, eram în război, bărbatul era în război, fata asta era așa de rea, să ținea de fustă la mine și plângea,
Și odată i-a spus, luat iar, și i-a spus cine. De atunci fata mea s-a schimbat. Dar de ce să nu rostim o binecuvântare? Un frate spunea că la dânsul sta lângă o familie de romi, cu copii mulți și o leacă răi. Și vinea vecinul, spune, uite, iară mi-o furat cireșele, iară mi-o tăbălit câinii pe vorba lui Creangă. Și-a spus că mama lua o jor de fugie după ei și fugie. Mă, de v-aș vedea odată inginer, mă, să vă văd odată doctor să scăp de voi. Spus că eu atent, mă, nu spunea un cuvânt de rău. Ei voia ingineri, voia doctor, femeia e cu minte. Dar de ce să rostim cuvinte rele? Da, dacă se prind, întreb și eu. Îi spui un cuvânt rău și vine cuvântul Domnului, spune așa să binecuvântați și să le ziceți. Domnul să te binecuvinteze și te păzească. Doamne ajută din aceasta. Cum accesăm noi binecuvântarea? Prin rostire. Cum accesăm binecuvântarea? Prin slujire. S-a întâmplat acolo în cartea Exod un lucru neplăcut. O făcut în Exod 32 un vițel de aur. Moise s-a supărat, trebuiau pedepsiți ăia, fiii lui Levi au acționat așa cum a vrut Dumnezeu și în 32 cu 29 Moise îi spune, cu prețul la jertfa asta, intrați în slujba Domnului ca binecuvântarea Domnului să vină peste voi. Slujind lui Dumnezeu, atragi binecuvântarea. Încă o dată, vă laud copii, vă laud, că voi prin cântările voastre, prin versetul ăla, am văzut unul mititier să împingea și el acolo în față, el practic să împingea și ei și el binecuvântarea. Prin slujire să capătă binecuvântarea. Domnul să ne dea înțelepciunea asta. Prin rugăciune, numai ce trece câmpia Mahanaim, trece vadurile Iabocului și Iacob să lupte cu un om toată noaptea. Și la revărsatul zorului spune omul acela, lasă-mă să plec, că să-i vezi zorile. Și Iacob îl ține, nu te las să pleci până nu mă binecuvintez. Și l-a binecuvântat acolo. Osea ne explică în 12 cu 4, s-a luptat cu Dumnezeu, cu îngerul lui Dumnezeu, a plâns și s-a rugat lui Dumnezeu. Lupta asta a fost o luptă în rugăciune. Nu a jucat box acolo, nu a făcut lupte greco-romane, cum a explicat cineva. Omul ăsta, Iacov, a plâns și s-a rugat înaintea lui Dumnezeu și a căpătat binecuvântarea. Așa accesăm noi binecuvântările lui Dumnezeu. Care e responsabilitatea părinților? Să le demonstreze, să învețe pe copii că dincolo de strădania noastră, sursa binecuvântării Dumnezeu. Doi, îi binecuvântăm prin zicere, îi angajăm în slujire, îi învățăm să se roage și noi ne rugăm pentru ei. Ar mai fi aici o recomandare. Psalmul 133, ultimul verset. Căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viață pentru veșnicie. Există pe pământul ăsta locuri cu o mare densitate demonică. Dacă te duci într-un grup de drogați, dacă te duci într-un club de noapte, e o intensitate mare demonică. Dar părinții nu-și duc copiii acolo. Copiii trebuie să fie acolo unde e multă binecuvântare. Știți unde e multă binecuvântare? La părtășiile frățești și la întâlnirea cu Domnul. Iată ce plăcut și dulce să locuiască frați împreună. E ca un de lemnul, e ca roa Hermonului. Acolo de Domnul binecuvântare. Am întâlnit părinți care și-au educat greșit copiii. Nu dau nume că nu dau nume. I-au dat să facă gimnastică, să facă note, să facă muzică, să meargă în cantonamente, să fie remarcată și la urmă fugit în lume. Și i-am spus, păi i-ai creat toate condițiile să ducă în lume. Că și la mine a venit băietul că dacă mă lești în cantonament la fotbal, elev de școală, băi, du-te, joacă în curtea școlii, în cantonament, eu nu te las. Dar uite, el merge. Mă sună mama la băietul acela, tu pe-a tău îl lești? Nu.
că joacă fotbal în curtea școlii, că are educație fizică, joace. Dar eu la al meu n-am ce face. Măi, în clasa 3-a tu ca mamă n-ai, când la 3-a erau, tu în clasa 3-a n-ai ce face. Dacă nu o să aibă 20 de ani, o să ai ce face? Responsabilitatea părinților să-și îndrume copiii acolo unde este binecuvântarea Domnului. Aduceți-l la adunare și Domnul să ne binecuvinteze. Un gând mai am. Pavel se duce la cei din Corint și le spune: măi, voi sunteți prunci în Hristos. Vorbim de binecuvântarea materială, pâine, sănătate, familie, înțelepciune, dar este și o binecuvântare duhovnicească. Efeseni 1:3. În El Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos Iisus. Există și binecuvântări duhovnicești, să le deie Domnul și lor, să ne deie Domnul și nouă. Nu știu de ce la noi în adunare sunt mai multe cu familii, cu copii bolnavi. Ne-a rugat Domnul, nu știu de ce, mai mulți. Îi avem și noi afișați, ne rugăm. Familii bune, părinți buni, familii numeroase, cu copii sănătoși, unui bolnav. Unii nu s-au dezvoltat cât trebuie. Și e important ca un copil te bucuri de el când s-a născut. Are mânuță, are piciorușă, dă de mâini, e bun. Dar dacă tot trece vremea și el nu mai crește, nu te mai bucuri. Tot așa e și în mod duhovnicesc. Vine unul la adunare, îi prunc în Hristos, măi, așa ne bucurăm, o ridicat mâna, o luat botezul. Dar dacă nu mai crește, despre Domnul spune în Luca 2:52, creștea tot mai mult în statură și în înțelepciune și era tot mai plăcut înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. În omul dinăuntru am crescut vreun pic? Am crescut? 2 Petru 3:18. Ci creșteți în harul și cunoașterea Domnului. Am crescut în cunoașterea Domnului? Măi, n-am pretenție la unul pocăit de o jumătate de ani să-mi știe nu știu ce. Dar dacă ai 20 de ani de când vii la adunare și nu știi un psalm, să nu știi aproape nimic din Biblie și ești tot pipernicit, să spune Pavel: eu v-am dat vouă tot lapte, că nu puteți mânca mai mult, că sunteți tot prunci. Și la ăștia răspunde că sunt tot lumești. Eu vreau să știu adunarea din Beclean, de la numărul 1, e crescută duhovnicește, crescută în cunoaștere. Sunt trei surse de cunoaștere: învățătura, experiența și descoperirile Duhului. Să ne redea Domnul nou. 2 Corinteni 10:15 spune că dacă credința voastră crește, crește și evangelizarea, misiunea noastră. Cum stați cu credința? 2 Corinteni 13:15. Pe voi înși vă încercați-vă, cercați-vă dacă sunteți în credință. Vine vremea să ne demonstrăm credința asta prin faptele credință. Doresc ca Dumnezeu să ne crească tot mai mult în credință. Și apoi spune în Tesaloniceni, acolo 2:12 parcă, și dragostea voastră să crească tot mai mult unii față de alții. Cât de mari sunteți în dragoste. La ce statură am ajuns? Că o binecuvântare, spune în Psalmul 24:5 și cu asta spun amin. Acela capătă binecuvântarea și o explică psalmistul. Starea după voia lui Dumnezeu, dată de Dumnezeu mântuirii lui. O binecuvântare este să fii în voia lui Dumnezeu. O stare după voia lui Dumnezeu. Se roagă Maria, Luca 1:48. Căci ai privit spre starea smerită a roabei tale. Frați din Beclean, o stare care îi place lui Dumnezeu, îi o binecuvântare și atrage binecuvântarea, îi starea smerită. Să ne ajute Domnul. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș,
cu niciun chip nu va intra în ea. Da? Punem copiii să mai spui o dată. Efeseni 4:13. Ca să nu mai fiți copii plutind încoace și încolo de orice vânt de învățătură, ci să ajungeți la statura plinătății Lui, la starea de om mare, adică o stare de maturitate în Hristos. Doamne, ajută-ne! În Filipeni 4:11, Pavel spunea că eu știu să trăiesc, spune în 12, îs mulțumit în starea în care m-am, o stare de mulțumire. Și Domnul să ne-o deie. Înainte de a vă spune amin, facem o recapitulare. La școală cel mai mult îmi plăcea recapitulare, știam că vine pauza. Când făcea Doamna recapitularea, gata, ieșim în pauză. Binecuvântări pământești și binecuvântări duhovnicești. Binecuvântări pământești, pâine, apă, familie și înțelepciune. Să le dea Domnului Moise. Amen. Și voi spuneți amin, da? Amen. Așa. În cajvana, 2 Corinteni 1:20. Aminul care îl spunem noi, prin el este slava lui Dumnezeu. Nu-i pentru Moise ăsta aminul. În cajvana, un frate are un vis. Om serios, procesa mai greu informațiile. Și-a venit un înger în adunare și-a împărțea hârtiile atât. Că povesti frate din cajvana. Mă, toți citeau curioși acolo, la el hârtie albă. Și mă, de la voi ce scrie? Și că scrie câți de amin am pus noi la slujbă. Să mai uite el, zero. Îmi povestea fratele Iacobuț, tu-l știi. Vine prima duminică, ies un frate, spune, slăvit să fie Domnul. Adunare, amin. Dar el de acolo, amin, amin, amin. O surprins el, nu? Binecuvântat să fie Domnul, amin. Asta, amin, amin, amin. Unul se întoarce, băi, ce cu tine, ce-ai făcut? Băi, uite ce am avut. Am avut un vis. Eu nu avem niciun amin la adunare. Poate va ajung și pe voi de urmă să treacă și la mine. Eu spun Dumnezeu să-i dea binecuvântări pământești și duhovnicești. În responsabilitatea noastră, Dumnezeu e sursa binecuvântării, avem moduri de accesare și avem un loc unde se găsește binecuvântarea. Duhovnicește, creștem în cunoaștere, în dragoste și în credință. Și să ne dea Domnul statura plinătății Lui, oameni mari, ca așa-i place lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze pe voi, familia voastră, Aron, Filip și Moise. Mai trebuie și o Marie, ca să fie tot neamul. Domnul să ne binecuvinteze și pe voi, și pe copiii noștri, când va veni Domnul pe noi. Eu să spun, Doamne, iată-mă eu și copiii care mi-ai dat. Amin.